7 frați împreună cu mama lor reprezintă o pildă impresionantă de tăria credinței și fermitate a mărturisirii. Sfinții Avim, Antonie, Gurie, Eleazar, Efsevona, Ahim și Marcel erau frați, mama lor numindu-se Solomoni. În timpul regelui Seleucid Antioch Epifanes, acești sfinți, evrei de neam, au fost forțați să încalce preceptele legii vechi, anume au fost forțați să mănânce cărnuri interzise. Torturile și uciderea lor succesivă în fața ochilor mamelor a reprezentat de-a lungul timpului un exemplu puternic de credință. În a doua carte a Macabeilor găsim notate și câteva cuvinte ale lor rostite înainte de a fi uciși. Din ele putem vedea modul în care sfinții își înțelegeau jertfa. Mai bucuros suntem a muri decât a călca legile părintești, a spus primul dintre ei. După uciderea sa au urmat și frații săi. Tu ne scoți pe noi din această viață, au spus ei. Însă împăratul lumii, pe noi cei care murim pentru legile lui, iarăși ne va învia cu înviere de viață veșnică. Bine este a muta nădejdele cele de la oameni și a aștepta pe cele de la Dumnezeu, că noi iar vom învia prin el, iar ție nu îți va fi înviere spre viață. Tu să nu socotești că vei fi necertat pentru că faci război împotriva lui Dumnezeu. Solomonii, îndurerată, îi mângâia încurajându-i. Nu știu cum v-ați amislit în pântecele meu, le spunea ea. Și nu v-am dat duh și viață și închipuirea fiecăruia, nu eu am întocmit-o, ci ziditorul lumii, care a zidit pe om de la nașterea lui, vă va da ca un milostiv iarăși duh și viață, de vreme ce acum nu vă este milă de voi, iubind legile lui. I-a spus fiului său cel mic, fiule, fie-ți milă de mine care împânte ce te-am purtat 9 luni și te-am alăptat 3 ani și te-am hrănit și te-am adus la vârsta aceasta și te-am crescut purtându-te în brațe. Rogu-te, fiule, ca la cer și la pământ, căutând și văzând toate cele ce sunt întrânsele, să cunoști că din ce nu au fost le-a făcut pe ele Dumnezeu și pe neamul omenesc așișderea l-a făcut. Nu te teme de ucigătorul acesta, ci fă-te vrednic de frații tăi, primește moartea ca în ziua milostivirii să te găsesc pe tine împreună cu frații tăi. Fiul său cel mic a răspuns, eu, precum și frații mei, și trupul și sufletul mi-l dau pentru legile părintești. Iar în mine și în frații mei să se oprească mânia totputernicului, care pe dreptate s-a adus peste tot neamul nostru. Foarte mulți părinți și scriitori bisericești au lăsat texte scrise cu privire la pilda pe care acești martiri o reprezintă. Între ei se numără Grigorie Teologul, Ioan Gură de Aur, Augustin, Ambrozie și alții. Foarte probabil martiriul lor a avut loc în Antiohia. Locul mormântului lor s-a bucurat de o atenție și o cinstire deosebită. După anul 551, sfintele lor moaște au fost mutate la Constantinopol, iar apoi o parte dintre acestea au fost duse la Roma, în Biserica Sfântului Petru, Vincoli.